Astăzi ne cerem scuze pentru că o mare parte din acest clip va fi făcut pe seară, dar nu e nicio problemă pentru că Forting for Yacht sau Forting for U-Tour sau cum vreți să-i spuneți, are multe spectacole de lumini. Are interior de yacht, costă cu 6.000 de euro mai mult decât un jogger full, jogger automat full, că și asta este full, dar e mai lungă, cred că e mai sigură. De frumusețe, asta vă las pe voi în comentarii să spuneți. Și asta vine de la un fan Dacia Jogger. Eu sunt fan Dacia Jogger și Harry Potter poate să confirme că sunt fan Dacia Jogger. Este o mașină cu 7 locuri foarte mișto. Și a venit tocmai din Germania, special ca să fie prezentată pe micul nostru canal. Canal ce nu poate crește fără voi. Așa că nu uitați că dăm o mașină la 100.000 de abonați, așa că abonați-vă și urmăriți linkul din descriere. Nu mai lungim, Forting 4 pe mașină cu Luci Popa începe. Ce faci, băi, Lucică? Ți-ai luat permisul? Bă, încă nu învăț să-mi iau, abia aștept să-mi iau. Păi de ce nu ești în casă să înveți? Păi bă, nu mai trebuie să învăț, că am aplicația aici, aplicația DriveRo. DriveRo, ce aplicație e aia? Bă, e o aplicație care are nota 4,8 pe App Store, merge și în Google Play și este aplicația perfectă de chestionare auto pentru cei care vor să-și ia permisul, ca mine. Poate într-o zi o să mă fac jurnalist auto sau vlogger, ca și el. Și partea cea mai mișto este că are și întrebări pentru B, pentru A, pentru C, pentru E, pentru toate categoriile. Și îți simulează niște examene și întrebările nu se repetă până nu se termină cele 1200 de întrebări. Bine, asta la 1200 doar la B, dar vă dați seama câte mai sunt și la celelalte categorii. Și dacă tu știi, de exemplu, semnele de circulație, dar le ai prost pe mecanică, pe conduită preventivă și le greșești pe alea, după aceea îți dă întrebări din acele categorii ca să înveți mai bine. S-o poți să intri tu după aceea la categoria X și să repeți întrebări din acea categorie. De exemplu, sensuri giratorii. Cine n-a mai inventat sensurile giratorii n-a fost sănătos la cap. Wow, pot să mă programez la examen direct din aplicație. Incredibil. Și când am avut nelămurire, am intrat pe grupul de Facebook al aplicației și m-am lămurit băieții imediat. Și de unde știi când ești pregătit să dai examenul? Păi este simplu, că are un algoritm care în funcție de activitatea ta de pe aplicație îți pune șansele tale de promovabilitate. În momentul în care ai 75% șanse de promovabilitate, te duci la examen ca bossul, așa cum o să mă duc și eu în august 2009. Și dacă ești babalâc așa pe la 25-27 de ani și îți ia poliția permisul și ai nevoie de redobândire, e bună aplicația și pentru asta. În cazul ăsta, mult succes la examen, băi Lucică! Mulțumesc și pentru voi, linkul în descriere cu aplicația DriveRo. Baftă la examen! Uhu, ne vedem pe șosele în 2010! Ce este Forting 4? Ce este Forting? Dacă vreți mai multe detalii, vă invit să vedeți clipul cu Forting 5, care e pe undeva pe aici, îl pune Bogdan. Forting 5 este un SUV de la Forting și acolo am prezentat mai multe. Dar, pe scurt, Forting este un subbrand al celor de la Dongfeng. Dongfeng are Dongfeng, DFSK, are SRS, are și Forting printre altele. În China, Dongfeng este răspunzător pentru modelele Peugeot, Citroen, Honda și Nissan în China și ei sunt totodată cei care fac Dacia Spring. Deci Dacia Spring este făcută de aceeași companie care o face pe asta, bă băiatule. Asta pe scurt. Forting 5 este un SUV, dar nu este la fel de mare precum este 4. 4 este un dita mai monovolum, MPV, minivan, break înălțat, cum vreți voi să-i spuneți. Și ambele sunt construite pe aceeași platformă. Platforma care se numește Supercube EMA. Ceea ce înseamnă că împart platforma, arhitectura, suspensiei, împart motorul, împart cutia de viteze și câteva elemente la interior. Cei de la SUV Cars, da, am văzut o grămadă de mașini prezentate de la SUV Cars de la mine, Iași, Odorhei, Craiova, București, Brașov, Tulcea, peste tot în țară și-a dezvoltat rețeaua, o vând, vând această mașină exclusiv pe comandă, așa scrie la ei pe site, la 32.900 de euro cu TVA inclus, full. Adică nu poți să-i pui mai nimic decât să-i schimbi culoarea. Asta este prețul. Multă mașină la acești bănuți. Garanție 6 ani sau 7 ani, că acum le-au mărit garanțiile, unele la 6, unele la 7 ani, sau 120.000 de kilometri. Au și garanție, au și servicii, au și piese, au de toate, au intrat băieții pe piață destul de serios. Deci, hai să vedem ce a făcut mama Dacia Spring. Ca de obicei începem cu farurile, dar nu puteam să nu arătăm acest motiv luminat. Acest motiv se găsește și pe luminile ambientale interioare. Nu știu exact ce vrea să semnifice, probabil ceva chinezesc, dar e foarte mișto. Îmi place și P
pâlpâie doar atunci când ai o ușă deschisă. Acum hai să trecem la faruri, pentru că o să filmăm mult din clipul ăsta noaptea, o să putem să vedem și farurile astea full LED cum funcționează. Și avem LED, lumină de zi, dacă vă vine să credeți, asta e lumină de zi, asta e tot lumină de zi, asta este semnalizarea și luminile de ceață sunt integrate aici în bloc, sunt de obicei în interior, la multe mașini care au astfel de faruri, sunt în interior luminile de ceață. Deci cam ăsta este blocul optic, o să vorbim și un pic despre design imediat după ce vorbim despre lumini. Cum vi se pare? Mi se pare că au stat mult să proiecteze farurile de genul ăsta. Puteau să înlocuiască luminile de zi cu semnalizările, dar n-au făcut-o și puteau să lase luminile zi doar într-o parte, nu să le adauge aici. Seamănă cu cele de la DS, de la DS7, cu farurile de la DS7, dar na, dacă ei lucrează cu Citroen și cu Peugeot în China, probabil că s-au mai inspirat de acolo. Ce-i drept dacă le iei așa și dacă te uiți de aproape la faruri, chiar arată foarte mișto. Continuăm tot cu lumini și avem așa, bandă LED, totul LED 3D, frumos, semnalizări dinamice, lumină de ceață LED aici jos, al treilea stop de frână exact ca la Fortin 5, 1, 2, 3 bare, 3 gheruțe și un stropilice aici pentru curățare. Ce este interesant, dar nu știu dacă merge acum pentru că e contactul pus, la multe mașini, atunci când ridici haionul, semnalizarea dinamică își pierde dinamicitatea, devine statică, pentru că ai nevoie de o părticică luminată destul de mult și constant, asta în cazul unui pericol. La asta, 1. Nu se sting luminile așa cum se sting la altele și 2. Se păstrează parte de dinamicitate a luminilor și nici nu se transformă luminile din aceste blocuri în acestea, cum se întâmplă, de exemplu, la Audi Q5 sau la BMW i3, spre exemplu. Deci, cum sunt luminile atunci când mașina este închisă, așa sunt și când ai haionul ridicat. Cam acestea sunt luminile. Marșarierul se găsește pe lateral și în rest sunt reflectoare. Astea sunt luminile. Hai să vedem aspectul estetic. Ce-i drept, asta e mai mult monovolum decât e break înălțat cum e Dacia Jogger, pentru că nu are garda la sol extraordinară. Probabil 15-16 cm, nu am găsit cifra exactă, însă aici în față 23 de cm, ceea ce înseamnă că există șanse să lovești borduri foarte înalte. Am văzut astăzi niște borduri în București, am crezut că erau brazi, așa de înalte erau. 23 de cm pentru o mașină de genul ăsta nu e rău, doar că nu este SUV înălțat și așa mai departe. E la nivel de Charan cu care concurează sau la nivel de Rodius, care l-ați văzut pe canal. Hai să vedem vopseaua. Ia să vedem, să o punem aici. 0.10, exact ca Fortingul 5, ca frate-so. Da, 0.10 vopseaua. Exact, cred că și... Nu, cred că Series 5 avea 15. Dar știu sigur că Fortin 5 avea tot 10. În ceea ce privește aspectul, păi, avem grila asta imensă, care seamănă puțin cu cea de la Lexus, până la un punct, dar observăm că avem multe detalii micuțe de design, pe lângă luminița asta, mai avem aici câteva sloturi, aici avem un model rombic și câteva dungi din astea cromate. Bine, ele sunt de plastic, pentru că așa este legea, dar e complicat designul, trebuie să-l vezi în ansamblu. Deci până aici pare de Lexus. Ia, îmi place dunga asta, vedeți dunga asta, deci vine de aici, 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 frumos, veni, vidi, vici. Mergem, ușa e deschisă de asta, așa, mergem în spate, la fel, una de aici, vine așa și se unește cu asta principală. Din lateral, mașina chiar are o formă destul de interesantă și îi ascunde oarecum masivitatea și observăm că are suprafețe vitrate destul de măricele, deci pe partea de proporții nu stă rău. Și mai avem și aici un al treilea geam și mai avem aici o linie din asta, o musculatură trasată de-a lungul ei, astfel încât să îi mai dea un pic de formă, un pic de savoare. Totodată mai avem și niște protecții de plastic a la SUV, dar ia uite, acoperă pragurile. Cine e SUV? Păi ești nebun? Bravo! Nice! Mi like-i. Jantele 215-55x18. Acum mașina e echipată cu anvelope de iarnă, deci nu știu dacă vine cu Ling Long sau GT sau alte modele de anvelope chinezești sau nu. Sigur vine cu anvelope chinezești, întrebarea e cu care, nu e ca SRS-ul să vină cu Pirelli P0 în standard. Dar important este că avem aceeași arhitectură, aceeași platformă precum Fortin 5, adică motor ambasat transversal, McPherson față și
discuri de frână ventilate pe față. Pe spate avem o suspensie semi-independentă, mașina vine doar cu tracțiune față și avem discuri pe spate. Nu avem tambur ca la Dacia Jogger. Bine, asta este și o mașină mai mare. Gândiți-vă că are 4 metri 85, aproape 5 metri. Este imensă. Este imensă și asta se reflectă la spațiul interior. Hai să vă mai arăt un lucru aici. Deci avem oglindă, oglinjoară cea mai frumoasă din țară, cu două sloturi aerodinamice aici. Oglinzile sunt rabatabile, au și camere în oglinzi, deci 360 și LED-uri pentru semnalizare. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,30. Pentru o mașină de genul ăsta, 0,30 e foarte bine. Dacă era 0,29 era țuț, dar chiar și așa este foarte bine. Ceea ce înseamnă că, bine, la aerodinamică mai contează și suprafața frontală, asta e altă mâncare de pești. Dar mi-a scos 63,6 pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test, care este o valoare bună. Adică e un pic mai slab decât un Hyundai Tucson modelul nou plug-in hibrid, care nu e o valoare rea, pentru că mașina este într-adevăr una mare. Aveți în descriere link-ul cu testul de sunet la diversele mașini, îl mai updatez constant. A, și tot în descriere aveți pe mașini cu lucipopa.ro, tricouri și hanorace. Acum, ce e important și la camera asta 360 de grade din oglindă este faptul că atunci când deschizi ușa, camera merge în continuare. Unghiul nu este obstrucționat, nu se stinge camera. Efectiv, merge tot timpul. Nu știu cât de mult ajută chestia asta, dar, de exemplu, la BMW nu merge. La asta văd că merge. Deci, de respectat. Am testat ștergătoarele, șterg destul de bine, dar nu ai diuze integrate. Sunt niște ștergătoare normale, simple. Aici se vede și seria de șasiu și tot acolo în parbriz sus, exact ca la Fortin 5, doamnelor și domnilor, avem cameră de bord dashcam integrat. Adică chinezii se bat cu chinezii la capitolul ăsta. Chinezii sunt cei mai mari producători de camere de bord, chinezii bagă camere de bord în mașini, ca să nu mai ai nevoie de camere de bord chinezești. Deci se bat unii cu alții. Dar uitați-vă ce am mai descoperit. Am zis eu că avem un al treilea geam. De fapt, ăsta este al patrulea. Avem un geam aici, al doilea geam mai în dreapta, uite-mă, aici, și abia apoi avem geamurile frontale. Și după aceea avem alt geam și mai mare, e imens geamul ăsta, încă un geam aici, care trebuie să fie al treilea geam, de fapt al cincilea geam, și după aceea la montant aici avem un element din ăsta cu un pattern tot așa triunghiular, care să mai reducă din masivitatea mașinii. Bă, deci s-au chinuit, adică au băgat multă sticlă în mașinuță. Foarte interesant, deci avem carenaj de plastic aici și mochetă în spate. Am mai văzut chestia asta la mașină, am văzut chiar și invers, dar avem una bucată, două, trei și patru apărătoare de noroi la mașina asta. Nu știu dacă ajută într-adevăr, bine, n-are cum să nu ajute, dar ce interesant e că a pus apărători de noroi și în față și în spate. Hai să vorbim acum despre dimensiuni. Lucrul la care nu am excelat eu niciodată. La ale mele, la mașini. Deci mașina 4,85 m, lățimea 1,900 m în clasă. Ampatamentul 2,900 m în clasă. 1,71 m înălțime, deci e mai înaltă decât mine. La ampatamentul ăsta de 2,91 m, deci nu am găsit diametrul de bracaj, nu am găsit o valoare oficială, însă mașina chiar virează bine. Au reușit, pentru că e motorul mic și ai loc acolo în pasajele roților, să învârte destul de mult roțile, să fie bracate destul de mult, astfel încât diametrul să fie destul de mare. Și apropo de mare, ia uitați-vă aici, uitați-vă. Avem un plafon panoramic care se duce până în spate, deci plafonul panoramic este atât, e imens și jumate din el se face și trapă. Deci uite, eu pot să mă duc din față până în spate în trapă. E o cabină foarte irisită, pe lângă faptul că are multitudine de culori deschise, ai o trapă absolut imensă. Se vede că această mașină a fost gândită pentru călătorii lungi, ca să nu te simți claustrofob. Upi, upi, upi. Am auzit de protecții la geamuri, am auzit de protecții la portbagaj, am auzit uneori și de protecții la capotă. Însă, există protecție la trapă. De obicei, la mașinile chinezești, atunci când le încui, se închide trapa cu totul. Ia să vedem. Ah! Exact. Ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Da, mă, are protecție la trapă, mă. Fantastic. Nu mă așteptam. Ei, la mașinile chinezești, dacă ai geamurile da, și trapa deschisă, automat când încui mașina, se vor închide. Ha, ha, ha. Ce tare! Îmi sună telefonul care e pe plafon. Și acum mai și bipăie când o deschizi dinăuntru fără să o descui, ca să nu rămână cineva blocat. Unde mi-e telefonul, mai acolo? Deci așa se întâmplă. Se încuie toate. Dacă tu vrei
să deschizi geamurile din cheie. Ha, merge. Așa. Deci merge dacă apeși. Ce nu merge este să deschizi trapa. Dar poți să închizi trapa din cheie dacă vrei. Oricum se închide automat. Așa că ia fiți atenți aici. O încui? Se încui singure. Nu te lasă să rămâi cu geamul deschis. Serosul 5 te lăsa. Aveai un buton de rei mod de aerisire în cazul în care îți lași copilul sau animalul în mașină să meargă chestia asta. Să ai un pic de aer. Dar văd că la asta nu merge. Așa e la mașini chinezești. Știți de ce? Pentru că la ei aerul foarte poluat. Și nu poți să ai rămășițe de poluare particule în mașină. Așa că atunci când se încuie, se închide cu totul. Asta este cheia. Este aceeași cheie ca la Fortin 5, doar că aici, ba nu, și ăsta de portbagaje la fel. Deci Fortin 5, Fortin 4 au aceeași cheie. O cheie foarte mișto. Se simte de calitate. E grea. Îmi place. Mi like. Fortin. Acum, am văzut că ușile acoperă pragurile, da? Avem keyless, evident. Avem lumini de curtoazie. Și hai să vedem ușa. Și ce mai ușă? Sper să se vadă bine. Dacă nu, oricum o să vedeți la interior când va fi mai multă lumină și mergem în altă parte. Ia fiți atent aici. Moale! Aici avem, exact ca la Fortin 5, niște lumini ambientale care pâlpâie atunci când deschizi ușa. O să le vedeți la interior și cred că asta e tot colant peste un plastic. În rest, totul arată bine. Moale și aici. Moale și aici, piele cu sută. Aici, într-adevăr, este tare, dar buzunarul este mare și uite, încape sticla de 2 litri. 6 boxe avem, nu avem mai multe și puteau să se audă mai bine, ce-i drept. Dar, aia, ne descurcăm cum putem. Pragurile nu sunt iluminate și despre scaune vom vorbi la interior, pentru că sunt demențiale. Dacă ușa față are 1,07 m, ușa spate, ia fiți atenți aici cât are, deci hopa, 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 Penelopa, 1,20 m până în punctul ăsta, 1,20 m, dacă o deschizi, acoperă pragurile, deschiderea este absolut imensă, într-adevăr, geamul nu coboară de tot pentru că este imens și dacă în față are protecție și în spate are protecție. Materialele, moale, același plastic, moale, după aia, tare, tot ce înseamnă aici. Deschis este tare, piele cu sută, piano black, capitonaj în mâner și buzunare mari, dar necapitonate aici în spate. Și peste tot, deci fiți atenți aici, avem o bucată, două, trei, dunga asta, patru, cusătură, alt tip de material aici, piano black, alt tip de material aici, alt tip de material aici, la grile. Uitați-vă câte texturi și câte materiale sunt pe o singură ușă din spate la o mașină care costă cât un Hyundai Kona nou. Fantastic. Și probabil ați văzut deja scăunelele, dar tăticule, aici mai avem de vorbit. O să începem cu portbagajul și după aia mergem așa ușor, ușor către față. Ați văzut că portbagajul se ridică din cheie, evident că se ridică și de la un butonaș aici. Portbagajul este electric și cu greu am găsit, și când spun cu greu mă refer la absolut deloc, nu am găsit volumul portbagajului. După cum puteți vedea, în configurație cu 7 locuri și da, sunt 3 locuri, pe al treilea rând sunt 2, 2, 3. Portbagajul este mic, dar cred că e mai mare decât la alte modele cu 7 locuri din gama asta. Deci din punctul ăsta de vedere nu mă plâng. Avem o lumină, e noapte, ne luminează, ceea ce e foarte bine. Avem o priză de 12V și avem chiar și două boxe pentru pasagerii din spate. Ce mai avem aici, frumos? Ia uite, o podea falsă cu diverse obiecte, cum ar fi cric sau kit de pană, triunghi și așa mai departe. Deci mă bucur că mai avem aici un mic spațiu de depozitare. Hai să vă arăt de ce râd eu de jumătate de oră. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici. Hai să rabatăm bancheta. Bam! Simplu ca bună ziua. Bam! Simplu ca bună ziua. Vrei să o urci? Să o urci înapoi? Ia uite! Bam! Simplu ca bună ziua. Acum, rabatând bancheta, observăm că avem o podea plană și un portbagaj care crește simțitor. Dacă este să mă întrebați pe mine, aici avem undeva între 800 și 900 de litri ochiometric din experiența mea de jurnalist auto. Ce ne dezvăluie portbagajul? Păi avem așa. Suporturi de pahare. Guri de ventilație în spate. Piele cu sută, pe al treilea rând, cu tot cu cotiere. Asta e foarte tare. Mașina vine cu 7 USB-uri și din câte știu, da, aici avem un USB și aici avem alt USB. Deci două USB-uri avem pentru
pasagerii din spate. Avem o priză de 12 volți în spate și mai există una în mașină. Avem mânere pentru pasagerii de pe rândul 3 și pentru că avem cele 3 scaune aici, avem și, ia uitați, centura pentru scaunul central. Deci toate astea se găsesc într-un loc atât de mic. Ce îmi place este că avem și guri de ventilație, avem și climatizare în spate, separată pentru rândul 2 și 3, dar și mocheta asta este destul de plăcută la atingere. Acum, hai să ne punem pe aceste locuri din spate. Apropo, dacă vrei să ridici bancheta, ea nu este fixată cumva, nu trebuie să deblochezi ceva, nu, pur și simplu o ridici dacă ești în spate. Și dacă nu mă înșel, ai spătar reglabil pe al treilea rând. Bă, ești nebun la cap. Eu rar am mai văzut un al treilea rând așa de lat. E lat aici, e ca și când ar fi al doilea rând la o mașină normal. Acum, faptul că ai spătar reglabil în al treilea rând contează foarte mult. Bine, dacă n-ai bagaje, poți să te lași pe spate. Dacă ai bagaje, după aia va trebui să stai mai drept și aia. Dar ia fiți atenți aici. Ai ceva loc. Ai ceva loc, adică un pumn și ceva pe al treilea rând. Și aici scaunul este dat cât se poate de în spate și tot ai ceva loc. Ce-i drept? Locurile astea pot fi folosite pentru adulți dacă se dorește. Însă, mie e greu să spun că le recomand pentru copii când pot să stea niște adulți foarte bine aici. Eu pot să stau în spate fără nicio problemă. Știu că eu am conformația unui copil, dar poți să pui un adult aici până în 1,85, cred că poți să-l pui și să stea relativ confortabil. Trei locuri, da? Asta e mașina, știți cum aș configura-o eu? Să pui așa, mama, tata în față, socrii aici pe scaunele confort și aici avem doi copii și cu Bona. Da, asta e configurația ideală. Bona stă cu copiii în spate, nu deranjează părinții, părinții își văd de treabă, socrii stau pe scaunele luxoase. Spații de depozitare, materiale moi, bancheta e confortabilă, avem piele napa pe tapiserie, exact cum avem și pe scaunele din față și pe scaunele confort. De aici e impresionant, ai o cabină aerisită, ai cromatică luminoasă, ai cromatică deschisă. E ciudățel. N-ai într-adevăr cotier aici, dar na. Oricum, recomandarea mea cel mai mult să mergi cu 6 persoane. Dacă ai nevoie de 7, pui 7, dar 6 persoane eu zic că stau foarte mișto aici. Dar fiți atenți aici, eu niciodată la nicio mașină care are al treilea rând, eu n-am putut să stau așa. Păi eu pot să pun perna aici și să dorm absolut liniștit. Mă bucur. Și am și USB în spate aici. Și suport de pahare. Și climatizare. Și două boxe. Și emblema Forting brodată pe etiere. 33.000 de euro. 33.000 de euro. Bă, ții Golf de 1 litru neful la 33.000 de euro. Nu mai vorbim de faptul că avem plăsuțe pentru obiecte mari și plăsuțe pentru obiecte mici. Un telefon sau un altceva. Și alt avantaj este că aceste scaune sunt la etaj, deci stai mai sus, deci vezi ce se întâmplă și în față la drum, vezi ce se întâmplă și cu locurile față și cu locurile din mijloc. E gândită mașina asta și cum îți dai seama că e gândită? Pur și simplu pentru că nu ai niciun fel de consolă și atunci trecerea dintr-un loc în altul se face foarte ușor. Și aici ajungem la locurile de Bosch. Ia, e la maximum în spate, e la maximum în spate, dar și ăsta e dat destul de în spate. O să vorbim despre ăsta imediat. Scaun de Bosch. Avem centură normală, aici avem un USB și dacă vrei să stea telefonul la încărcat, n-am un telefon încă, ia ăsta, dă-l pe ăsta, așa, uite, stă foarte bine. Piele în apa, cusături, încălzite, ventilate și reglabile electric confortabile. Încă un avantaj este faptul că în China sunt unele modele care vin cu 6 airbag-uri. În Europa toate modelele vin și în România toate modelele vin cu 8 airbag-uri. Adică avem două față, două cortină, două laterale față și foarte important pentru VIP, două laterale spate. Astea vin în standard în România și în Europa. Scaunele confortabile, nu știu ce să zic, sunt un pic ferme, dar așa sunt toate scaunele de tipul ăsta de la toate mașinile în care am stat eu care au acest tip de scaun. Iar tot ce înseamnă comandă de mutare a scaunului este pe dreapta, electrică, inclusiv încălzire și ventilație. Și foarte important, se vede aici, în zona asta, faptul că ele sunt iluminate. Nu trebuia să fie iluminate, adică nu era necesar. Dar uite că ei s-au gândit la asta. Și mai avem aici o manetă. Ia uite, dacă vrei
să stai mai aproape de iubita sau de fata pe care vrei să o impresionezi, îi zici, hai, nu vrei să ne apropiem puțin? Și atunci, nu știu, puteți să vă uitați la filme împreună, să vorbiți împreună, să fiți mai aproape. Sau, dacă te-ai certat cu nevasta sau cu soacra, poți să o lași un pic mai în spate. Altă chestie foarte mișto, tetiera. Da? O tetieră reglabilă, ca la modelele mai scumpe. Alt lucru care nu trebuia să fie, nu că nu trebuia să fie, nu era obligatoriu să fie, centurile de siguranță de culoare deschisă. Nu sunt negre, da? Puteau să le facă negre, pentru că contrastul ăsta nu era unul rău, negru cu pielea asta. Însă ei s-au gândit la ce ar fi mai frumos și au pus centurile de siguranță așa. Alt lucru pe care vreau să-l mai punctez, uite-mă, masă în stil VIP. Vedeți suportul ăsta de pahar sau de sticlă sau de ciofiel? Așa se face un suport de pahar pentru tăvițe. Nu chestiile alea de 2 mm acolo, pui sticla, la prima plecare de pe loc, t-ai vărsat cafeaua pe tine. Nu, să aibă tati grosime, adâncime. Vedeți ce groasă e asta? Și numai că e groasă, e moale. Știi ce înseamnă că e moale? Dacă pui laptopul acolo, este aderentă. Este aderentă și nu mai fuge tot timpul, toată ziua, laptopul de pe măsuță. Și ia uitați ce click satisfăcător face. Mai câteva instrucțiuni aici. Bine, aici sunt în chineză, aici sunt în engleză, dar îmi place ultima frază. Failure to observe these instructions could cause. Deci, dacă nu urmărești aceste instrucțiuni, ele pot cauza. Ce pot cauza? Nu știm, dar știm că ele pot cauza. Deci, dacă vreți să scăpați de cauză, urmăriți instrucțiunile. Vrei să-ți lași gecuța undeva? Un cârlig aici, mâner cu lumină, da? Al doilea cârlig aici, ca la modelele VAG. Și, aoleu, stai puțin că mai am un cârlig aici. Păi ce ai făcut, bobiță? Mai avem un cârlig aici. Climatizare, da? Avem climatizare în spate. Dacă îi dau on, ea pornește doar în spate. Eu pot să pornesc climatizarea în spate fără să o pornesc pe cea din față. Alt lucru, dacă mă deranjează scaunul pasagerului din față, îl mut, pentru că scaunul ăsta, după cum știm, este scaunul VIP-ului. Iar spațiul pentru picioare este vast, pentru că se știe la chinez, scaunul pentru picioare, pentru locurile din spate, trebuie să fie mare. Este un status symbol, este o dovadă că ai ajuns cineva în viață dacă ai loc la picioare. Nu era suficient că avem USB-uri în scaune, da? Avem, ia uite, mai avem aici un USB-A, o priză de 12V și încă un spațiu de depozitare. Și după cum vedeți, dacă fac așa, dispare fortingul ăsta, pentru că avem, ia uite, avem forting. Avem o lumină de curtoazie cu forting aici, ca să știi despre ce mașină vorbim. Forting. Bă, cum să pui așa ceva? Unde ați mai văzut așa ceva? Și fontul ăsta seamănă un pic cu cel de la Porsche. Uite, parcă scrie Porsche. Forting. S-au gândit, ei nu trebuia să facă chestia asta. E un lucru care costă bani în plus la fiecare mașină. Costă bani și la dezvoltare. Uite că s-au gândit să o facă. Uite, dacă dăm preșul la o parte, uite ce frumos scrie. Da? Și, evident, trebuie arătate și luminile ambientale care acum pâlpâie pentru că Harry Potter are ușa deschisă. Deci, cum vi se pare? Ha? Cum vi se pare? Bă, vin chinezii peste noi, mă. Mă, și voi încă nu vreți, mă. Tu v-ați luat toți Huawei, v-ați luat toți Xiaomi, v-ați luat tot Oppo, Reno, Realme, Redmi, da? V-ați luat tot iPhone făcute în China. Și cu toate astea nu vreți să recunoașteți că vin chinezii peste noi. Hai, ne vedem peste 5 ani. Dumnezeu a zis să fie lumină, ele, și Enel a zis, țapă fraiere. Așa, rezervorul, 55 de litri, sincer, putea fi mai mare. Acum, consumul pe care eu l-am scos este cât a fost, mă? 6, ceva, l-a mers liniștit. Dar pot să vă dau un consum absolut real pe 2000 de kilometri. Mașina a venit din Germania pe roți. Consumul mediu a fost 7,9 litri la 100 de kilometri cu mai mulți oameni în mașină și vă garantez eu că după viteza medie nu s-a mers în ce cu ea. Da, mi-am scos 6 și un pic, 6-7 am scos mergând liniștit, da, cu ea prin București, în oraș și în afara orașului. Puteau să pună un rezervor mai mare. Da, aia e, nu mă plâng. Platforma, chestii, trestii, trebuia să pună scaunele, n-au avut loc, rezervor mic. Până și mocheta de sub scaune e de culoare deschisă, dar nu asta voiam să punctez aici. Vreau să punctez astea, toate butoanele sunt iluminate, inclusiv astea de pe geamuri. Da, ok, știm, mai găsim alte mașini. De pe ușă, nu de pe geamuri. De pe ușă, sunt iluminate. Nu e ceva nou, dar am zis totuși să punctăm și chestia asta. Însă mai avem aici un buton,
Start stop. Nu sunt multe mașini chinezești pe benzină care să aibă start stop. Nu e o tehnologie pe care ei o promovează neapărat. Dar uite că mașina asta are start stop. Avem aici dimensiunile și presiunile. 2-3. Front wheel, rear wheel și roate de rezervă if equipped with spare tire. Ne-am place că zice aici. It is strictly requested to inflate as the above requirement. Adică să nu cumva să pui altă presiune decât ceea ce scrie aici. Scaunele. Două nuanțe la piele, cusătură portocalie, forting aici, emblema brodată, centuri de siguranță reglabile pe înălțime, mânere mai puțin la șofer. Iar scaunul, am spus că este încălzit, este ventilat, este reglabil electric și acesta este puțin ferm, dar te ține bine și ai suport destul de bun. Când spun că e ferm, în sensul că te uiți la el și zici, mamă ce fotoliu, te înfunzi în el. Și nu, e totuși un scaun destul de normal. Am rămas în partea asta ca să pot să vă arăt luminile ambientale care pâlpâie când deschizi ușa și să vă arăt că aici avem un cârlig asemenea lui Forting 5. Și tot aici se pot vedea și aceste două spații de depozitare, un USB și priza de 12V aici sub consola aceasta. Încă un spațiu de depozitare în plus. Puteam să vi-l arăt și din partea cealaltă, dar am zis să vi-l arăt de aici. Avem un USB aici și un USB în consolă pe care o să vi-l arăt imediat. Torpedoul este destul de încăpător. Este amortizat, nu este iluminat și nu este capitonat. Și hai să vă arăt la pièce de résistance pe ambele oglinzi. Ia fiți atenți aici, ca să vedeți și voi. Ring light. Ring light. Ring light. Este oglinda preferată a vloggerilor. Am găsit setarea prin care poți să lași lumina asta, care se numește lumina ambientală externă în meniu, pornită tot timpul și arată demențial. Și ca o mică completare, Forting. Leuțul și cu lumina de curtoazie. Am ajuns la volan. Diferența dintre scaunul ăsta și scaunul ăla este că ăsta e reglabil pe 10 direcții și are și suport lombar, pe când ăla nu are. Ia verificare. Nu cred că are. N-are. Ok. Și doar acesta are memorie. Memorie pe care o găsești aici. De exemplu, eu ies din poziția mea, mă duc aici, dau pe luci. Mi se pune scaunul la loc. Mi se pun și oglinzile, volanul e reglabil manual, deci nu mi se pun. Și am o setare în meniu să-mi coboare și oglinzile atunci când o trec în marș arier. Poziția la volan e ok, însă singurul lucru pe care l-aș fi vrut, volanul să fie un picuț mai jos reglabil, să aibă pe înălțime și să fie un pic mai aproape de mine. Dacă ești o persoană înaltă, nu te deranjează, dar când ești un pic mai scund, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai aproape. Atât. N-am de ce să mă plâng în rest. Volanul e subțirel, cu decupaje, piele, alt tip de piele, cusătură, teșit, seamănă cu volanul de AMG. E inspirat de la Mercedes volanul, nu trebuie să ne ascundem chiar deloc. Butoanele au un click satisfăcător și ai și buton de camere 360 de grade direct, o să le arătăm și pe acelea, direct pe volan. Da, butoanele, pardon, comenzile aici sunt unele generice, eu aș spune că-s luate de la Hyundai, Kia, posibil să greșesc, dar seamănă foarte mult cu acelea. Așa reglez gurile de ventilație, butonul de avarie acolo și, uite, știți ce e asta? Este un suport pentru suportul de telefon. Să pui suport de telefon aici. La Forting 5 eu nu am știut, am crezut că e suport pentru furnici sau pentru ceva, dar văd că am găsit până la urmă explicația. M-a secat chestia asta și chiar am căutat. Camera de bord este aici, după cum se vede, și hai să vedem materialele. Moale! Aici nu dăm că e tare, tare, tare. Aici trebuie să fie moale, moale, și aici trebuie să fie iar tare, că acolo unde ai spații de depozitare trebuie să fie tare. Cotiera, evident, trebuie să fie moale, este moale, și plafonul ai deschis la culoare. Cam astea sunt materialele. Aici, da, avem colant. Colant care imită lemnul, nu este lemn adevărat, nici miroase. Ale, sincer, nu miroase nimic. Am observat că multe mașini când sunt, bine, asta nu mai e nouă, probabil de aia, dar asta are 20.000 de kilometri, dar se ține bine. Pentru 20.000 de kilometri se ține bine. Deci cam așa cu materialele. Și aici mai avem, evident că nu o să dăm, un plastic și în loc să fie piano black. Uite, vezi? Inteligent. Vezi? Ca să nu se zgârie, să nu pune piano black. Au pus colant care imită marmura. Marmură, mă. Marmură, lemn, piele. Chiar dacă unele sunt imitații, dă o senzație mai premium mașini. Oricum, toată asamblarea în sine e forță, adică, na,
Nu scârție, dacă faci așa la Mercedes, scârție. Uite, eu trag ca lumea, adică nu mă joc. Da, la Mercedes dacă faci așa, face scârț, scârț, scârț. Da, la EQE sau EQS, dacă dai așa în consolă, se mișcă toată consola cu totul. Și vorbeam ieri cu Robert Adam de la Turații, că știu că îl mai urmăriți din voi. Ne uitam la Seres. Și el e fan Tesla, el e fan înfocat Tesla, și a zis: e mai bine făcută decât Tesla. Mai bine asamblată decât Tesla. Și Seresul tot din grupul Dom, cum face parte. Testați-le și voi, luați-le și voi la test. Adică nu vă costă nimic. Testați-le, mergeți cu el. Spații de depozitare. Chiar și buzunarul ăsta de la mâner e suficient de mare. Adică, uite, îmi pun telefonul fără probleme. Apoi, buzunarele de jos le-ați văzut. Aici avem un buzunar cu USB. Aici avem două suporturi de pahare, bază cauciucată peste tot și mai mari și mai mici. Adică poți să pui și doze mai mari, poți să pui și doze mai mici. Aici avem o cotieră capitonată, refrigerată și adâncă, adică eu îmi bag mâna până la cot în ea. Spațiul de depozitare de aici l-ați văzut, torpedoul l-ați văzut, asta n-ați văzut, o suport pentru ochelarii de soare și cam atât. Cu spațiile de depozitare eu zic că e suficient pentru un monovolum din această clasă, un MPV, un multi-purpose vehicle. Dar nu toate vehiculele sunt multi-purpose, adică, nu știu, SUV-urile nu sunt și de off-road, ci de stradă, mașinile sport nu sunt și de stradă și de circuit, break-urile nu sunt și de cărat varză și de cărat familia. Nu știu, mă gândesc așa că toate sunt multi-purpose. Din contră, eu zic că ăsta e unipurpose, adică singurul lui este transporte oameni pe distanțe lungi. Din punct de vedere ergonomic, geamuri, oglinzi, anumite comenzi adiționale, comenzi clasice, butoane pe volan intuitive, guri de ventilație intuitive. Asta cu suportul pentru suportul de telefon e Dumnezeu. Buton pus, climatizare, da, la butoane normale și avem completare pe ecran. O să arătăm ulterior. USB, spațiu de depozitare aici. La USB-urile ajunge un pic mai greu, dar nu e problemă. Aici schimbător de viteze, până în și dai în manual așa. Frână de parcare electrică, auto hold, moduri de rulare, avem eco, normal și sport, hill descent control, totul din punct de vedere ergonomic nu prea am ce să-i reproșez. Oglindă manuală, dar nu avem electrocromă. Aici ajungi foarte ușor la ochelari, scaunul se reglează ușor. Singurul lucru care e un pic mai greu de găsit, o să vă arăt, sunt scaunele încălzite și ventilate, dar alea o să vi le arăt după aceea. Dar pe ansamblu, pe partea de ergonomie, mașina stă bine. Stă bine, n-am ce să-i reproșez. Am arătat butoanele de climatizare, hai să arătăm și completarea. De fiecare dată să ne jucăm un pic pe aici ca să nu se stingă ecranul. Temperatura, scurtăturile, recirculare, avem ionizarea, de la asta vine onion, nu vine de la ceapă. Și avem climatizarea pe locurile din spate, dacă vrem să o activăm sau să o dezactivăm, tot așa, cam unde vrei să se ducă aerul, poți să reglezi și de aici, poți să reglezi și de aici. Și uite, aici calitatea aerului este excelentă. Băi, ești nebun? Bravo nouă! Avem o calitate a aerului excelentă. Nu cred că tot timpul. După aia te duci la SEAT, pardon, la SEATS, și avem Ventilate sau Heating. Aici sunt butoanele și OFF. Front row și middle row și poți să faci același lucru și în față și în spate. Și asta am păstrat-o pentru, asta a fost o surpriză. Te duci aici, Wave, Catwalk, Overlap, Comfort și Jump. Cum naiba este masajul de jump. Și avem masaj doar la șofer. Jump și dăm la maxim. Ce puternic e. E foarte puternic. Dar mie îmi place Catwalk. Deci vreau să spun că masajul e foarte mișto. Și știam că are scaun cu masaj la șofer, dar nu știam că este atât de bun. Ăsta l-am păstrat surpriză pentru voi. Și acesta este meniul climatizării, doamnelor și domnilor. Acestea sunt camerele 360 de grade. Ok, avem 2D, mergem aici și avem diversele unghiuri. Față, da, spate și după cum putem vedea, se vede și ce e sub mașină. Avem camere 360 și sub mașină. GG, bune pentru off-road. Nu că mașina asta e mașină de off-road. Acum, hai să trecem la camerele 360. După cum putem vedea, avem iluminare sub mașină, cumva. Și vedem ce este sub mașină. Poți să muți așa, da? Sau poți să muți cum am arătat eu. Sau așa. Da, și se mișcă singură. Și poți să vezi și prin ea. Dacă vrei, poți să dai marșarier
și să vezi, să parchezi mașina prin, să vezi prin ea, din față până în spate. Și astea sunt 2D. Avem wheel pick, stânga-dreapta, și dacă te duci pe 2D, poți să te uiți și în stânga și în dreapta. Vi le-am arătat wheel pick-urile 2D. 2D, 3D, seat setup, turn on entry, turn light entry. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă semnalizezi în timp ce mergi în față, se mișcă cele două camere în funcție de direcția în care semnalizezi. Asta înseamnă și setup, încă o dată, transparent body. Da, body nu înseamnă la transpirated body, înseamnă de la transparent body. Și cam acestea sunt camerele 360. Sunt ok, nu sunt cele mai cele camere de pe pământul ăsta, dar sunt camere 360 și vezi pe sub ea și ai tot felul de unghiuri. 32.900 de euro puterea. Nu știu, zic și eu. Un Golf mai ok. Și uite, dacă ești cu 3D, poți să deschizi ușa și hai să o arătăm. Poți să fii și cu 2D, nu trebuie să fii neapărat cu 3D, dar fii atent, uitați-vă la partea asta, e întunecat aici, da? Se deschide și vezi fortingul și ușa cum se mișcă. Și nu știu dacă se vede, dar fortingul rămâne pe loc chiar dacă ușa, desenul fortingului, da, rămâne pe loc. Nu se mișcă în stânga și în dreapta, nu se rotește. Chiar dacă imaginea în sine, chiar dacă becul în sine se rotește. Magie! Acesta este tabloul de bord de 10,25 întâmplător, aceeași dimensiune pe care o are Mercedes-Benz A-Class, B-Class, GLB și EQA și EQB. Bun, ăsta este tabloul de bord, simplu ca bună ziua, avem turația acolo în stânga, vom viteza în dreapta, diverse informații în stânga și în dreapta, consum, benzină și dacă vrei să umbli prin trip, uite, range, average, că am stat cu motorul pe mult, trip, range, whatever. Da. Dacă vrei, după aceea poți să umbli în meniuri, să vezi ce centuri sunt puse, luminozitate, volum, sisteme de asistență și ajungem din nou la meniul principal. Răspunde bine, nu ai nevoie de mai mult, nu ai nevoie de mai puțin și aici avem și start-stop-ul. Apropo, când se activează start-stop-ul, meniul ăsta dispare și apare un A mare. Da, m-am speriat prima dată, eram, ce-i? Și avem modulele de rulare, sport, eco și normal, da, sport, eco și normal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, intrăm la sistemul de infotainment, tot 10,25, telefon, multimedia, radio. Bun, cred că toată lumea știe ce fac astea, le vedeți în clipul cu Fortin 5. O să mergem la phone link imediat, că ăsta e cel mai important, dar înainte de asta mergem la setting, una singură. Nu mai multe setări, un setting. Mergem la general, setări generale, mergem la sunet. Toată lumea știe ce înseamnă setări de sunet. Sound regulation, adică egalizator, toate cele. Connect, avem Bluetooth, avem wireless și avem hotspot. Dacă îi pui cartelă, poți să ai și hotspot dacă vrei sau poți să te conectezi tu. Da, și acestea sunt telefoanele care s-au conectat până acum. Simplu ca bunogea. Mergem la vehicle și avem așa, lumini ambientale, culorile, Harry Potter, du-te pe culori. Ia uite-l. You spin my head right round, right round. Mamă, ce mișto sunt luminile astea. Îmi plac la nebunie. Hai să le lăsăm pe un menta așa, un teal. Și lumini ambientale externe, adică emblema aceea. Accessory, scris cu A în loc de O. Și setări, inclusiv pentru direcție, că avem direcție asistată electric cu 3 moduri de rulare. Și butonul ăsta pe volan, ce faci? Ăsta de aici, steluța asta. Steluța. Ați avut vreo iubită pe care o chema steluța? Cine a avut, să scrie în comentarii. Seat, mergem la scaune. Ce avem aici? Scaune ventilate automate. Și tu selectezi, de exemplu, dacă ai niște pasageri care vin de la frig, vor căldură, ca să nu mai stai aici așa, se activează automat. Scaune încălzite, automate, selectezi care să fie și temperatura. Asta e foarte tare, asta e foarte tare. Uite, te duci la driver aici și se activează ventilația și căldura în scaune în funcție de temperatură. Foarte, foarte tare. Mie îmi plac ce să setez eu, dar e bun că a făcut asta. Și sisteme de asistență. Da. Care sunt următoarele? Lane change, door open warning, rear cross traffic alert, auto high beam control, forward collision warning, lane departure warning system. Acestea sunt sistemele de asistență. Factory data reset. Și acum vine partea interesantă. Acum, cum faci dacă n-ai Apple CarPlay și Android Auto? Păi simplu. Eu am și uitat că încă mai aveam CarBit Link de la Fortin 5 instalat pe telefon. Am băgat cablu, s-a conectat, start mirroring și bam. Absolut ce aplicație vrei tu, YouTube,
Netflix, efectiv tot ce vrei. Uite, vreți Waze? Foarte bine. Waze cu split screen. Ia, ia fiți atenți. Ia uite. Ai și Waze, ai și... Asta e că nu e cu touchscreen. Aia e singura chestie, că nu e cu touchscreen, știi să o... Da? Îți pui destinația pe Waze și după aceea te duce. Și poți să ai, uite, un mini video aici cu Waze. Bă, ziceți voi că nu e șmecheră chestia asta. Adică, nu știu, mie îmi place. Dar te conectezi prin Bluetooth ca să ai sunet, restul se conectează prin cablu Carbit Link. Merge perfect. Deschidem capota. Avem amortizoare, avem antifonare. Drăguț, drăguț din partea lor. Motorul este același pe care l-am găsit la Fortin 5. Aveți mai multe detalii despre el acolo. Pe scurt, 1.5 turbo, benzină, injecție directă, distribuție variabilă, motor de Mitsubishi adus la zi. E un motor, o arhitectură Mitsubishi care este folosită de mai mulți producători chinezești, pentru că în Europa e foarte ușor de adus motorul ăsta la standardele Euro 6. Față de varianta de China, mai pierde niște căluți de la 200 la 177, dar asta nu este nicio problemă. Puterea maximă este la 5600 de rotații pe minut, cuplu maxim între 1500-4000 de rotații pe minut, dar ceea ce trebuie să știți voi este că transmisia automată este un dublu ambreiaj cu 7 rapoarte cu ambreiaje umede de la Getrag. Este o cutie cu tradiție, să-i spunem așa, o cutie care răspunde bine. Și încă un lucru pe care trebuie să-l știți, mașină mare, mașină greuță, dar ea cântărește undeva în jurul a 1700 de kilograme, cam o tonă 700, o tonă 715 la gol, ceea ce nu e deloc rău și are ceea ce au și mașinile Sangyong, adică răspund foarte bine la pedală, la turații joase, astfel încât să nu simți că tragi de ea. Nu știu care este 0-100, o să-l facem noi. Viteza maximă este 180 de km pe oră, însă ceea ce trebuie să știți voi este faptul că are zvâc de jos. Ajunge foarte repede cu sarcină, în sarcină parțială la 100 de km la oră. Nu se simte niciodată subturată, submotorizată, chinuită sau că trebuie să o turesc ca să ajungi la viteze normale. E o mașină foarte plăcută și mișto de condus la viteze normale. Dar e făcută pentru chestia asta. Adică nu îți iei o mașină de asta ca să tragi de ea. Unde mai simți că mai tragi de ea e la Dacia Jogger. Că oricât de mișto se conduce Dacia Jogger și 110 cai, și GPL, și hibrid, până atunci când e goală, ați văzut în testele mele că trebuie să o turez ca să o miști. Astăzi, din păcate, n-am 7 oameni, dar poate strâng 7 oameni până plec acasă și dăm o tură cu ea cu 7 oameni să vedem cum trage și cu 7 oameni. Dar acum e momentul să mergem la condus așa cum este ea. Mergem să conducem Fortingul. Am dat direcția pe confort. Altceva, tăticule. Asta în oraș, acum aș la drum lung. Mult mai ok. Uite o chestie, hai să o arătăm aici înainte să pornim la drum. Se vede pe cameră, se vede. Uitați-vă ce găurică ai între faruri acolo. Orică sunt farurile prea depărtate unul de celălalt, ori așa au gândit-o intenționat. Dar vedeți, e un fel de dreptunghi așa între un fel de notch. E fix un notch de iPhone. Nu mă deranjează momentan cu nimic. Hai să-i dăm pe fază lungă. Uite, dacă dai pe fază lungă, hai să arătăm farurile acum, dacă dat. Dar dacă dai pe fază lungă, notch-ul dispare și efectiv duce faza lungă cât vezi cu ochii. Și nu prea ai zone de penumbră. Deci LED-urile sunt ok pe fază lungă. Trecem pe sport. Trecem în drive. De fapt, drive-ul devine S1. Și acum hai să vedem cât face 0-100. Ubi! Oho! 60? 70? Faza lungă automată a pornit? 100. Bun, asta a fost 0-100. Da, cu pierdere de aderență, cu avelope de iarnă, asistentul de bandă mă tot freacă, dar ia să facem aici un 60-100. Că asta e foarte interesant. Deci 60-100, da? Să vedem o repriză. Dă-i, plană. Și acum urcă, schimba două trepte între a patra. 60-100. Urcă. Hai să facem un 80-120, că e altă. 80-120 e depășirea tradițională în România. 80-120, plană. 90, 100, 110, 120. Astea sunt reprize.
Astea sunt reprizele absolute, pentru că o să o trec acum în eco, da? Și o să merg ca și când aș fi eu la volan, ca și când aș merge eu cu mașina, da? Și acum am 90 și uite, urc așa cu jumătate de pedală, 100 110. Deci urcă foarte ușor și stă și pe curbe. Mare mai puțin ruliu, dar asta o să vorbim un pic mai târziu la capitolul statul pe curbe. După cum puteți vedea, la 100 la oră e destul de silențioasă. Auzi un pic de zgomot de vânt, nu auzi zgomot de rulare, dar nu prea mă plâng din punct de vedere al zgomotului la rulare. Nu mă plâng mai deloc. Am făcut o frână de urgență de nevoie cu mașina asta și deși pedala e un pic moale, stabilitatea pe frânare a fost bună, nu s-a ridicat de spate, nu s-a destabilizat mașina stânga de a frânat drept. Am făcut una de nevoie, mi-a frânat unul în față, am crezut că mor, am crezut că o fac praf și o trimit în Germania pe bucăți. Dar din fericire n-a fost cazul. Poziția la volan e înăltuță, e la bătaie cu unele SUV-uri. Oglinzile puteau fi mai mari, astea laterale, asta e bună, vizibilitatea în spate e ok, nu mă plâng la o astfel de mașină. Poziția la volan e destul de înăltuță și da, geamurile sunt mari, dar nu poți să stai neapărat, sau eu cel puțin nu pot să stau confortabil cu mâna pe geam. Cu toate că, uitați-vă cât de groasă e ușa, e groasă rău față de alte mașini. Ia să vedem, s-a aprins corneringul. Ia, putem să-l arătăm? Se vede și pe GoPro, se vede și pe camera frontală. Ia să vedem. Dreapta, stânga, stânga, dreapta. Se vede? Da, se vede cât de cât. Se vede cât de cât. Bun. Avem și cornering. Și acum eram pe eco. Hai să o trecem pe sport. Hai să vedem cum se comportă o astfel de mașină cu anvelope de iarnă pe un asfalt uscat. Ia, hai să vedem pe curbe. Bum. Deși are doar 285 de Nm, mașina pare să aibă cuplu. Am mers toată ziua cu direcția pe sport și nu mi s-a părut că e foarte tare. Acum, cu direcția pe confort și mai avem și mod normal între, e destul de moale, confortabilă, depinde cum vreți să-i spuneți, dar e și directă, asta e chestia. Și ai mai puțin ruliu decât te-ai așteptat de la o astfel de mașină. E foarte ușor de condus la viteze mari, așa cum, din ce am observat, par să fie toate mașinile din clasa asta, pentru că toate merg tare. Adică, Sharan-uri, merg cu 200 pe autostradă, Toyota Alphard și alte drăcii de genul ăsta. Da? Logiuri, uite, deci a intrat foarte bine în curba aia, foarte bine. Motorul nu se aude foarte tare, chiar nu se aude foarte, nu e deranjant dezgomotos. Și oricum, dacă vreau să schimb pe manual, schimb din asta, dar mie nu-mi place pentru că e fix invers, adică dacă vrei să-i dai retrogradare, îi dai de aici. Și n-aș vrea să merg așa, ca bombardierul, să nu am mâinile pe volan. Deci, mi-ar fi plăcut să am niște mașini. Uite, nu subvirează nici de-a dracu. Bine, nu subvirează. Nu merg eu la limita unde să subvireze, dar unde alte mașini deja ar fi ajuns la limita de lențelilor. Uite, da, asta cumva virează. E lungă, are ampatamentul lung și asta o face stabilă. Uite, aici trebuia să subvireze. Alte mașini au subvirat pe acolo. E ceva cu mașinuța asta, de stă bine pe curbe și nu te înclini, chiar dacă e înaltă. Cumva centrul de greutate e destul de cobor, uite. Pe dâmburi. Asta a fost la viteză mare, 24 km/h. La 18, 19, 17. Da? Amortizează bine, destul de silențios. Nu prea ai de ce să te plângi la capitolul ăsta. Un pic, un pic. Deci dacă ai o balanță, e un pic. Un pic fermă, dar nu e, nu e mult, e doar 51-49, știi? Ferm versus moale. Na. Bă, bune bă și anvelopele astea Continental Winter Contact. Să moară Gigi. Bune rău.
Pentru că nu se mișcă mașina, adică bucățile de cauciuc nu se mișcă sub mașină, astfel încât mașina să alunece pe acele bucăți, nu par să se încingă foarte tare și lucrează bine cu suspensia și cu direcția mașinii, astfel încât să intre tare în curbă și să iasă tare în curbă. Cei drept suferă pe partea de tracțiune, unde e normal să ai un pic de torque steering la o mașină cu tracțiune față, care e atât de lungă și să tragă ca trenul. Știți, trenurile alea cu aburi când plecau, se învârteau roțile în gol, că trebuia să tragă restul vagoanelor. E așa e și cu asta. Ai un pic de lipsă de tracțiune, pentru că atunci când pleci de pe loc, mașina pierde tracțiunea, având multă masă pe spate, nu ai botul la fel de greu ca la o mașină normală cu tracțiune față și atunci, inevitabil, faci... Asta dacă dezactivezi SP-ul. Dar în rest nu, anvelopele bune. Bune, nu? Și mașina așa, deci, uite, mergi cu 80-90, nu-ți dai seama că mergi cu 80-90. Decât când ți se aprinde faza lungă automat. În rest, nu-ți dai seama că mergi cu viteza asta. Într-adevăr, dacă vrei să mergi mai sportiv, trebuie să virezi destul de mult, știi? Adică nu prea poți să faci manevre din astea rapide, uite. Dacă trebuie să virezi un pic mai mult, trebuie să-ți pregătești virajul un pic mai mult, uite. Ia uite-o, bă. Tu vrea, bă. A, n-ai bia dacă vrea să se miște. Nu vrea. Eco. O trecem pe Eco. O punem pe Pilot. Îi dăm set. Și mașina merge singură. Forting 4. Aș face gluma aia cu pocăiții. Dar mie că am văzut că mulți nu știu de gluma cu pocăiții. Așa că nu o să o fac. O spuneți voi în comentarii dacă o știți. Și cam aici se termină mașini cu luci popa. Cum, ce părere aveți despre Forting 4, mașina făcută de mama Daciei Spring? Haine pe mașinculucipopa.ro, giveaway-ul cu mașina pe în descriere, testul de sunet, grupul de Telegram cu abonații, toate se găsesc în descriere. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți și că sunteți abonați. Ne vedem în multe alte clipuri. Orice like, orice abonare în plus pe mine mă ajută enorm, pentru voi este gratis, așa că dacă apreciați măcar un clip de-al meu, nu ar strica, nu dăunează grav sănătății, nu o să fac niciodată reclamă la păcănele sau mai știu eu ce. Îmi pare rău dacă acest clip a fost făcut un pic pe noapte, dar nu mai ține nici lumina cu noi și am mai avut și de filmat și altceva înainte. Eu vă mulțumesc, am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, mașini cu Luci Popa, se încheie.